revenit, dragi prieteni, așadar vă întrebam eu, domnule director general al DPP, domnul inginer Ioan Paris, vă întrebam dacă faceți față. Vremea ne avantajează pe noi toți, mai puțin pe lucrătorii pe spații verzi. Da. Acești oameni de la spații verzi, de fapt, denumirea lor este întreținere zone verzi și spațiile verzi. Este un termen consacrat. Acum suntem pe timp de vară, au lucrărilor strict specifice, dar să știți că acest oameni, pe timp de iarnă, participă efectiv la dezăpezire. Adică sunt oameni buni la toate, nu? Da, și cei de la zone verzi, dar și cei de la salubritate. Oamenii de la salubritate care zilnic întrețin căile rutiere, le curăță, le mătură, le îngrijesc strând gunoiul menajer și de alte tipuri, și ei, pe timp de iarnă, participă alături de cei de la drumuri, că în special drumurile se ocupă de menținerea în condiții conforme a infrastructurii rutiere. Acești oameni de la zone verzi acum au foarte, foarte mult de lucru și pe timp de iarnă sunt foarte ocupați, ca zis, dacă facem față. Facem față pentru că atunci când o anumită secție are lucrări de o anvergură mai deosebită, noi știm să ne organizăm, să-i folosim și pe ceilalți pentru a ajuta. Așa cum pe timp de iarnă secția zone verzi și secția salubritate vin și sar în ajutor drumarilor să mențină în condiții conforme infrastructura rutieră, să combate în zăpada, poleiul, gheața, tot așa și atunci când drumurile au nevoie de mai mulți oameni pentru a realiza lucrărilor de profil pe timp de vară, și ceilalți mai luăm oameni și de pe la zone verzi și de pe la salubritate și de prin alte părți, cum am mai spus, le mărim efectivul ca să putem face față. De fapt, vrem, nu vrem, trebuie să facem față. N-am vorbit nimic despre lucrările din parc. Eu, șeful de secție de acolo, de la zone verzi, l-am obligat ca zilnic să treacă măcar 15 minute în fiecare zi prin parc, să constate care este starea de acolo. Știți câte acte de vandalism am avut în parc? Câte... În repetate rânduri și noi aici în emisiune și cu domnul primar și dumneavoastră separat și domnul primar separat a mediatizat aceste lucruri. Dar o să vorbim în continuare până când o să învățăm că ceea ce distrugem reparăm din banii proprii. Da, eu am spus într-o emisiune precedentă că am început să fim mult mai exigenți în legătură cu atitudinea față de cei care provoacă distrugeri. Ce este drept, în anii din urmă nu au fost atât de mari pierderile datorate sau din cauza celor care au început să devină cât mai neprietenoși cu mobilierul urban. Vreau să anunț pe toți cei interesați că orice neconformitate întâmplată, orice eveniment produs, că este o riglă, că este o vandalizare, că este o dispariție, noi avem o procedură prin care de îndată anunțăm autoritatea, adică primăria municipiului Onești și poliția municipiului Onești, și avem destule de dosare penale deschise, o parte dintre ei chiar au și plătit, și vom fi neîndurători față de cei care nu știu să respecte munca unora și eforturile bugetare ale comunității. De aceea, cum spuneam, șeful secției zone verzi, care are și sediul în parcul municipal, este obligat ca zilnic să treacă să vadă ce noutăți mai avem pe linia amenajării, pe linia distrugerilor, și de îndată să anunțăm pe cei în măsură să le îndepărteze. Nu mai spun că salariații secției zone verzi participă și la toate aceste evenimente care se întâmplă la nivelul municipalității, cu festivalul verii, evenimentele sportive, evenimentele culturale. Oamenii acestei secții, și nu numai ei, participă la toate aceste evenimente, că e sâmbătă, duminică, sărbători legale, ei se implică pentru a avea un rezultat mulțumitor la orice gen de manifestare. Și rezultatele încet, încet se văd până la urmă. Știți cum e? Că nu putem face totul așa, pocnind din degete și facem magie. Da. Pe linia zonelor verzi, dacă aș putea să introduc aici activitatea de toaletări,
Dacă ne uităm prin oraș, se constată că arborii, așa ca și infrastructura rutieră, au cam obosit, au îmbătrânit, sunt mulți arbori ajunși la maturitate. Noi, împreună cu reprezentantul primăriei, care monitorizează activitatea pe linie de toaletări, ne deplasăm zilnic, avem o evidență. De fapt, noi avem lunar o listă pe diverse genuri de neconformități și intervenim acolo unde este la limită, la limita, eu știu, întâmplării unui eveniment. Avem mulți arbori care, cum am spus, sunt la maturitate, la furtuni, la vijelii. Unii dintre ei cedează, unele crengi, unii craci mai mari, pe unii chiar îi toaletăm, le reducem regimul de înălțime. Chiar ieri am toaletat un, este un plop alb mare, în sensul girator, de la Moldova, lângă bulevardul, lângă blocul 135, da. Și alții din zonă, pentru că aveau crengile foarte mult dezvoltate și sunt o esență moale. L-am toaletat pentru a nu se întâmpla un eveniment nefericit. Noi avem multe solicitări din, pentru toaletarea arborilor. Bineînțeles, unele sunt cam exagerate, cetățenii solicită multe. Vreau să spun că avem o procedură drastică. Niciun copac de pe domeniul public al municipiului Onești nu se taie fără aprobarea mediului de la Bacău. Este o procedură foarte clară. Vreau să spun pe această cale aici, la emisiunea dumneavoastră, să fie înțelegători toți cei care vor de pe o zi pe alta să tăiem copaci. Nu avem această posibilitate, respectăm o procedură consacrată. Și la solicitarea în general a asociațiilor de proprietari care reprezintă interesele proprietarilor, este o procedură simplă, sau atunci când unii cetățeni, fără a trece pe la asociația de proprietari, dar recomand să se treacă pe la asociația de proprietari, un număr de cetățeni, dacă constată ei că ar vrea asta, se face o evaluare de către responsabilul primăriei și noi îl toaletăm, îi reducem regimul de înălțime sau chiar îl tăiem. Suntem obligați să facem toate aceste operațiuni, întrucât chiar și atunci când sunt vijelii, furtuni, fenomene meteo extreme, se întâmplă diverse evenimente și unele se lasă chiar cu cheltuieli de reparație chiar de sute de milioane. Eu știu că în legislația românească există forța majoră. Eu zic că la o furtună violentă nu cred eu că se poate pune problema că nu ai prevăzut că acel copac o să cadă. Dacă ne uităm nu numai în România, în orașele mari, dar chiar și la noi nu prea au fost situații în alte părți, ține de osatura locuitorilor. Zic că avem locuitori credincioși pe teritoriul municipiului Onești și cam ne scutește cel de sus de asemenea fenomene. Așa este. Revenind, noi suntem obligați să facem toate aceste toaletări și o reducere a regimului de înălțime și, spunând despre aceasta, aș invita pe cei care au fost cărcotași atunci când am redus regimul de înălțime pe strada Cașinului, când am fost acuzați că am ostracizat copacii. Invit să treacă, mai ales când e caniculă acum și este caniculă, să treacă să vadă cam ce umbră, cam ce răcoare și cât de frumos arată toți acei tei, plopi, pe care, la care le-am redus regimul de înălțime și au crescut atât de frumos acum. Așa deci este. Noi trebuie să reducem regimul de înălțime pentru că atunci când cad copacii, cei care suferă se îndreaptă către autoritate și către noi. Când instanțele de judecată, noi am avut un control al Curții de Conturi, noi nu putem despăgubi decât dacă avem o hotărâre judecătorească. Corect. Dacă o facem în nume propriu, riscăm să plătim banii noi. De aceea, suntem obligați să, acolo unde trebuie să tăiem, trebuie să tăiem, să ne ajute și asociațiile de proprietari. Vă povestesc așa succint un caz în strada Ana Ipătescu, acum vreo 4 ani, când am mers în zonă să
reducem regimul de înălțime la câțiva copaci, o anumită asociație de proprietari, nu o să-i dau numele, n-a vrut să ne lase să toaletăm un ulm care la o furtună iarna trecută, acum două ierni, a căzut peste o mașină și a produs pagube destul de importante. Ce ar trebui să facem noi acum? Nu avem nimic scris. Nici nu vreau să critic, suntem într-o echipă, vreau să ne consultăm periodic cu asociația de proprietari, dar aș ruga și președinții de asociații să facă și o evaluare în zona imobilelor lor și acei copaci care sunt în zona parcărilor, care sunt prea apropiați de bloc, să fie aduși la cunoștința autorității, să facem o eșalonare, să o luăm de la un capăt al orașului și încet, încet, să scăpăm de toate aceste puncte nevralgice care pot aduce pagube. Și toate aceste pagube costă în buzunarul tot al nostru, al tuturor. E o problemă foarte serioasă. Pe lângă, după toaletări, știți că rezultă crengi, rezultă și crengi mai groase. Noi avem o practică, toate trunchiurile de plop, în special, care sunt bune de debitat, îi ducem, îi tăiem, facem rigle și le punem la bănci. Deci este o metodă prin care economisim iar bani la buget și o mare parte, ceea ce nu poate fi folosit, le ducem la seră și o altă parte însemnată, există o practică din punct de vedere social, la persoanele se fac anchete sociale și pe baza acestor anchete sociale distribuim aceste lemne, așa cum sunt ele, conform legii, către cei care sunt în nevoie. Deci, majoritatea sunt pe anchete sociale făcute de Direcția de Asistență Socială. Sunt multe cereri, sunt mulți oameni cu nevoi, nu putem să satisfacem, avem foarte multe teancuri de cereri, dar cei care primesc avizul de la Direcția de Asistență Socială ne străduim să reducem cât putem noi mai mult. Mai avem o practică, dacă ar trebui să luăm tot acest material, nu o să-l cărăm la locul special amenajat de deșeuri menajere din marginea orașului. Am cheltui carburant care ar fi însemnat valoric. Așa este. De aceea invităm diversi cetățeni care au lemne de luat să vină cu mijloace proprii sau să-l ducem noi mult mai aproape, să-l ducem nu la dus întors 12 km la locul special amenajat, dacă îl ducem la un kilometru, deja facem economie de carburant. Ideal este când vin cetățenii cu mijloacele lor și le iau direct de la locul, tot din dorința de a face economii. Vreau să vorbim despre cimitire, de îngrijire, de, să zicem, administrarea lor, tot dumneavoastră vă ocupați. Da, am vorbit prea puțin în emisiunile, ați surprins foarte bine. Dar poate că e foarte bine. Și un subiect ușor, pare ușor hazliu, dar e foarte serios și foarte grav. Vedeți, nu știu câte comunități, dar sunt multe comunități, nu știu care din zonă, care autoritățile locale au în administrare și cimitirele. Nu știu dacă e bine sau este rău, dar avându-l în administrare, trebuie să o desfășurăm. Aș vrea să spun pentru toți cei care nu cunosc autoritatea locală, municipiul Onești, OAT municipiul Onești, are în administrare două cimitire. Cimitirul Red și cimitirul Borzești. Borzești a fost ca soluție la situația de avarie existentă la cimitirul Red. Că cimitirul Sfântul exact. Nicolae e plin, nu discutăm. Cimitirul Sfântul Nicolae este în administrarea bisericii de acolo. Noi nu avem niciun fel Corect. De drept. Ce este drept, cimitirul Red este de vreo 3 ani, nu mai are nici un loc. Facem operațiune de înmormântare pe vechile locații, locul de veci se consideră al familiei și acolo unde există un loc de veci alocat, familia poate să înmormânteze și al membru al ei.
Noi îl administrăm, încercăm să-l organizăm, nu prea este, nu ai ce să mai faci, este un cimitir vechi. Știți, când unde nu sunt locuri, nu mai n-ai ce să mai administrezi. Ce facem? Îl cosim, îl îngrijim, oferim toate serviciile necesare, așa cum este regulamentul. Această variantă de a pune în funcțiune și cimitirul Borzești a fost foarte bună, dar vreau să aduc pe această cale la cunoștință că cimitirul Borzești, după aprecierile mele, în luna septembrie va deveni neîncăpător. Asta este o veste proastă, să înțeleg că ritmul deceselor și al înmormântărilor este unul da, alert. Da, discutând cu cel care administrează efectiv cimitirul, se constată în ultima perioadă o mulțire a deceselor. Dar, dincolo de acest adevăr, în luna septembrie, cu o fi octombrie, este necesar să mai deschidem și o altă locație. Și o altă locație. Îmi place că sunteți optimist, dar nu știu unde. Da, eu vreau să spun că am avantajul și administrației locale de pe timpuri, de cel puțin 8 ani, în care știu că a fost împrejmuită o locație lângă cimitirul catolic din cartier, gard în gard cu cimitirul catolic. Este o locație care a fost împrejmuită de noi, de societatea primăriei, chiar de atunci. Știu că este un litigiu acum cu o suprafață de teren care are o lățime de vreo 6 metri la drum. Nu se înțelege cu cel care îl deține ca să putem să-l punem și pe acesta în funcțiune. Reamintesc. Dar este, atenție, ceea ce spuneți dumneavoastră e foarte corect, dar este o soluție de avarie. Este o soluție de avarie. Să spunem că până în septembrie eu o să discut cu domnul primar, de sus sunt sigur că știe această problemă. Trebuie să găsim o cale de compromis prin care cetățeanul care deține acea fâșie să o pun la dispoziția autorității, să dăm deci drumul... Deci este o persoană privată, un da, terț. Este o persoană privată. De fapt, toate persoanele au fost private. Sunt sigur că majoritatea dintre ele le-au donat cimitirului, așa știu eu. Dacă nu știu bine, îmi cer scuzele de rigoare. Știu că a mai fost o variantă tot pentru că după experiența pe care o am, cimitirul de acolo nu va fi mai mare decât cel de la Borzești. Deci în 2 ani de zile și acest cimitir păi va fi ocupat. De asta am zis că e situație de avarie. Da. Peste tot orice ați face... A mai fost mai este o locație, de fapt au fost două, una spre Conț, dar se pare că pe acolo trece conducerea magistrală de gaze, nu ni s-a dat autorității care era atunci conducerea primăriei, nu conducerea nu a obținut avizul de la direcția, de la districtul de gaze. De la, deci de, una peste alta trebuie identificat din ceea ce înțeleg eu și împreună cu domnul primar cu asta, trebuie să identificate soluții. Până una alta în cartierul catolic să se găsească o soluție la cea fâșie. Da, dar asta va fi doar o stație. Trebuie pe de perspectivă. Pe termen lung gândit. Mai este o una și nu întâmplător o aduc în discuție acum aici, cine ne urmăresc poate știu. Între Uton și primile case de, dincolo de calea ferată, așa, există o suprafață de teren destul de întinsă care ar fi putut să fie una dintre soluțiile unui cimitir de anvergură. Știu că s-au făcut demersuri importante în anii din urmă, dar se pare că ne-am încurcat la Ministerul Administrațiilor și Internelor, în sensul că trebuia dată o viză situațiile de urgență sau pompiere, după câte știu eu. Nu am toate informațiile, dar ar fi, eu le-am spus pe acestea pe care le cunoșteam, cert este că în scurt timp trebuie găsit o soluție, pentru că este foarte serioasă problema, începând cu la septembrie-octombrie, cimitirul Borzești devine neîncăpător. El a fost făcut, dacă vreți, cetățenii din cartierul Borzești, cu acceptul lor, atunci s-a deschis acel, iar noi, în ultima perioadă,
Numai din dorința temporară. De a furniza informații reale și corecte, noi am înmormântat cetățeni din tot municipiul acolo, oameni care au decedat. Este o problemă importantă, știm ce se întâmplă și la cimitirul Sfântul Nicolae și acolo locurile practic nu există. E o problemă de viață și de moarte. Și o problemă care trebuie undeva în viitorul nu foarte îndepărtat identificate o serie de soluții, de avarie temporar, după care una de perspectivă, una pe termen lung, pentru că știți cum e, Doamne ferește să fii în vreme de necaz și să n-ai unde să-ți pui mortul. Legislația europeană în ceea ce privește administrarea cimitirului este strictă. Da, acum trebuie să profităm că sunt câțiva ani de când a apărut legislația la nivel național cu administrarea cimitirelor și trebuie să o punem, noi am făcut o variantă, am înaintat-o către Consiliul Local și e pe cale de a apărea această hotărâre prin care să se definească foarte clar cum se administrează, dar nu ne încălzește cu nimic dacă există legislație și nu există locație pentru cimitire. Exact, despre asta și vorbim, că până la urmă trebuie făcut ceva în direcția asta. Eu sunt sigură că se va găsi și maturitatea și calmul și înțelegerea până la urmă unui dialog pentru a se găsi o soluție de avarie și una pe termen lung. Pentru că, din păcate, asta arată că orașul, că municipiul Onești este unul în care populația, media de vârstă este destul de avansată și că asta este evoluția firească a lucrurilor. N-avem cum să ne punem împotrivă, nu? N-avem. Este o problemă pe care o avem și împreună o putem rezolva. Nu vine cineva cu o soluție miraculoasă. Așa este. M-am gândit la cele două locații, dacă consilierii locali, conducerea primăriei, poate au alte soluții, au mai și magice. Alte soluții. Eu am vrut să aduc plusul meu, adică ceea ce cunoșteam, numai din dorința, nu de a arăta că nu mai este loc. Mă străduiesc și eu cu forțele mele să găsim o cale prin care să nu ajung într-o situație care nu este de dorit. Așa este. Vă mulțumesc pentru prezență în emisiune. Din păcate, timpul se duce așa cu repeziciune și nu încheiem această emisiune fără a vorbi de Raliul Moldovei. Tocmai, chiar dacă voia să închidem, este un eveniment, n-am spus nimic în emisiune trecută despre frumosul monument pe care l-am realizat la ieșirea spre Brașov, un monument închinat eroilor neamului, celor care au săvârșit Marea Unire. S-a făcut cu eforturi din partea comunității locale, cu sprijinul protoieriei. Noi de PPO am contribuit într-o măsură substanțială în realizarea lui, nu spunem ca să ne lăudăm, dar nu puteam să facem o emisiune în această perioadă prin care să nu ne gândim și la acest eveniment pe care îl sărbătorește întregul nostru popor. Este vorba despre centenarul Marii Uniri, pe care cu toții cred eu că suntem datori să îl sărbătorim așa cum se cuvine și că să ne gândim foarte bine noi ce facem ca să fim cât de cât aproape de sacrificiile pe care le-au făcut alții înaintea noastră. Ia să revenim. Așa este. Raliul Moldovei. Vreau neapărat să vorbim despre acest eveniment. N-am vorbit despre, într-adevăr, despre acel monument, dar o să vorbim într-o emisiune asta, sigur, sută în mie. Raliul Moldovei este consacrat. Avem un locuitor al municipiului Onești, nu știu dacă să-i spun numele sau nu, Adi Răscopa. Vă rog frumos, cum adică? Adi Răscopa, nu este vorba de nicio concurență aici, este un iubitor al raliului, este un profesionist al raliului, el a participat la diverse trepte ale organizării raliurilor. El se ocupă în mod special de acest raliu. În Raliul Moldovei de anul acesta sunt implicate mai multe primării din Moldova. Se desfășoară, știu eu, două etape la Bacău, dacă nu știu dacă și la Moinești, dar la Onești este etapa super, nu știu mai cum, nu știu exact denumirea, dar este o etapă destul de importantă.
va fi vineri după amiaza în municipiul Onești. Noi de astăzi am început să facem pregătiri, mâine vom pune avize în parbrizurile tuturor autoturismelor pe Bulevardul Ituz între strada George Călinescu și strada Poștei, inclusiv pe strada Tineretului până la liceul Grigore Moisil. Toate mașinile din aceste zone ar trebui să nu mai fie pe perioada raliului, întrucât acolo sunt probe speciale super uriașe, este proba, mi-am amintit, nu puteam să nu-mi amintesc o asemenea probă, super uriaș. Vor circula bolizi cu diverse viteze și cine își asumă să lase mașina în zonă, dar oricum nu o lăsăm noi, că o ridicăm pe sus, o punem în altă parte. Noi ne vom ocupa, mâine vom pune, vom avertiza toți posesorii de autoturisme, iar joi, toată ziua, vor veni jandarmii să aducă acele garduri, cum le spune, garduri de forță. Noi vom avea forțe de la salubritate, de la zone verzi, de la drumuri, așa cum spuneam mai înainte, și pe măsură ce cetățenii vor lua autoturismele din zonă, vom face în așa fel încât vineri să nu mai avem nicio mașină pe aceste porțiuni pe care le-am amintit. Deci facem un apel și pe această cale la posesorii de autoturisme, da? Da? Cei care au mașinile să aibă în vedere să și le mute câteva zile temporar. N-aș vrea să uit aici și aportul. Noi nu facem niciun pas, avem consultarea și la realizarea drumurilor și la altele cu poliția municipiului Onești, care are responsabilități deosebite, și cu jandarmeria. Deci împreună facem o echipă care să asigurăm toate aceste condiții, pentru că și primăria este parte la acest eveniment. Noi suntem obligați să dăm tot sprijinul ca evenimentul să se desfășoare, să dea Domnul să câștige cel care e cel mai bun, dar poate câștigă uneșteanul nostru. Și invit pe toți cei care sunt iubitori de raliuri și nu numai, ca vineri după amiază să participe și ei la acest raliu, întrucât cel care a fost data trecută a fost destul de interesant. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm pe la noi și spor la treabă, că ăsta ar fi îndemnul, muncitoresc, așa. Întotdeauna cu mare plăcere și oricând mă invitați, fac toate eforturile să fiu prezent. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore, nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!